Proiectul de alimentare cu apă în comuna Coșna este aproape la final. Valoarea acestuia este de 2.300.000 de lei și va deservi aproximativ 80 de locuințe. Finanțarea acestuia s-a realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Așadar, din izvorul din Poiana Vinului, apa este pompată peste un kilometru spre un bazin de peste 300.000 de litri, deservind locuințele pe o lungime de 3,7 kilometri. De asemenea, din bugetul local au fost realizate și alte lucrări pentru extinderea rețelei de apă în satul Teșna. Totodată vor fi realizate asemenea lucrări în satul Românești, beneficiind de aceste realizări peste 130 de locuințe. Finanțat prin Ministerul Dezvoltării, Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 2.300.000, proiectul fiind necesar pentru satul Coșna, pentru undeva la vreo 200 de oameni. Deci ar veni undeva 70-80 de gospodării care nu beneficiau de acest serviciu. Aici, în zona asta, undeva sunt și izvoarele de apă minerale care duc la fabrica de la Baiana Negră.